Biserica parohiei Urechești, protopopiatul Sascut, a fost astăzi sfințită. Slujba de târnosire și Sfânta Liturghie au fost oficiate de Înalt-Preasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, care la final a vorbit celor prezenți despre importanța momentului de astăzi. Astăzi ați venit să ne bucurăm, de aceea bucurați-vă ca în ziua de Paști, bucurați-vă și iarăși vii bucurați-vă căci ați văzut visul vostru împlinit. Slavă lui Dumnezeu pentru toate! Și iată, am ajuns la ziua târnosirii bisericii acestea, la sărbătoarea sărbătorilor sau Paștele Paștilor, pentru faptul că la o sfințire de biserică noi reinterăm întrucâtva botezul pe care noi îl primim. Pentru faptul că știți că omul este considerat, și a spus-o aceasta Sfântul Apostol Pavel, templul Duhului Sfânt. De vreme ce este templu, noi suntem temple ale Duhului Sfânt, locuiește Dumnezeu în noi prin Duhul Său cel Sfânt, care se roagă în noi cu suspine negreite pentru a cita în continuare pe Sfântul Apostol Pavel. Așa că, dacă auziți despre înnoirea bisericii acum, reînnoiți-vă și voi, sau lăsați pe Duhul Sfânt să intre în voi, să curățească toată necurăția, toată fără de legea, toate inadvertențele vieții frățiilor voastre, și atunci veți simți în alternanță cum simte biserica aceasta în mod simbolic prezența Duhului Sfânt. Înalt-Preasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului. La slujba de astăzi au fost prezenți, pe lângă credincioșii din zonă și reprezentanții autorităților publice locale. Primarul Comunei Urechești a oferit Înalt-Preasfințitului Părinte Ioachim titlul de cetățean de onoare al acestei comunități. De asemenea, Părintele Paroh Vasile Florin Bisu a primit Crucea Țării de Jos, cea mai înaltă distinție a Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.